A revenit pe stadionul Chimia din Brazii 1-0 pentru Chindia Târgoviște, gol marcat în debut de Bobby Verde și în minutul 4. Nu observăm nicio modificare în 11 de stat al Chindia, așadar Dorian Tărianu, Dragoș și Pătru Sorin, Rădu Adrian Canariu, Cristian Dancea, Răzvan Dobre, Cristian Cheche, George Amuncio, Alexandru Mânță, Ionuț Radu și Bobby Verdeș. Încercăm în partea cealaltă să descoperim schimbările. Bogdan Sava, Ionuț Neagu, Sorin Ciobanu, Marius Irimescu, Mihai Dinu, Cătălin Vlad, Bogdan Minciună, Cosmin Montanu, Dan Păun, Marius Vișan și Vladimir Butufei. Meciul se rea, iată, de la scorul de 1-0 pentru formația târgovișteană. Sunt speranțe pentru o victorie aici. Da, mă, sigur. Un sfert de oră, e foarte important primul sfert de oră. Dacă rezistăm și le punem probleme cum le-am pus până acum, după aia, cum va fi foarte ușor. Au fost ceva probleme aici la Brazi, colegilor noștri. Schimbare la pauză în echipa Chimia Brazi, în locul fotbalistului. Iată acolo pe Alexandru Băluță. Da, este într-adevăr o schimbare. Dănuț Păun a fost înlocuit, iată, minutul 46 cu Sergiu Arnăutu. Arnăutu, unul dintre golgetele acestei echipe din Brazi. V-am spus, colegii noștri de la Târgoviște TV s-au ales cu camera de filmat spartă. Au primit intenționat o minge chiar în aparatul de filmat. Nici ei nu au prins început, nici televiziunea Târgoviște nu au prins începutul de meci până s-au mutat la tribuna a doua. Iată-l acum pe Ionuț Radu. Da. Încearcă să treacă și reușește acolo de Neagu. Acum Bobby Verde șut și este gol, este gol. Ce ocazie are Chindia în debutul acestei porții secunde, dar ce greșeală a avut acolo Mihai Dinu. Cred că meciul s-ar fi închis aici dacă Bobby Verde și ar fi reușit să puncteze din nou. În continuare la porțile stadionului, suporterii Chindiei nu vor să plece acasă. Dar a fost un abraz cu Chindia. Dar nici nu văd acest meci, continuă să strige. Păcat de acești oameni, încă o dată mare păcat de acești oameni că nu au putut pătrunde, iată, pe acest stadion. Un stadion micuț, dar un stadion destul de cochet aici la Brazii. Bobby Verde și foarte aproape de a închide meciul. Da, a fost o ocazie foarte mare. E mai genial a făcut că Chindia să nu prindă poarta, oricum de prindea, era gol. E bine că a apărut această ocazie, e bine că am început bine. Și asta ne dă speranță. A fost o greșeală foarte mare acolo a lui Mihai Dinu, a profitat Bobby Verde și s-a întors, s-a trimis. Era învins acolo Bogdan Sava, dar a reușit, dar mingea s-a scurs pe lângă poartă. Acum iată aceste faze fixe care din păcate ar trebui să le evităm, pentru că din aceste faze fixe poate reveni în joc formația gazdă. Șut respins, șutul Irimescu respins de zidul târgovișteană. Beneficiem de o tușă. Nu, gazdele beneficiază de o tușă. Salu, chiar avem dreptate, chiar beneficiem acolo de o lovitură de la colț. Ce bine ar fi fost să marcăm iarăși în debut, în debut de repriză, cât poate să spargă și camera noastră. Mulțumim mult. Ne-au căzut multe, că am mult dușmani. Dau dușmanii la pândă. Obținem totuși, ba nu obținem tușa, cred că totuși noi ar fi trebuit să repunem din margine. Chiar în dreptul nostru a venit această minge, cât poate să lovim noi cu capul, poate intra mingea în poartă. Iată pe cei de la Chimia Brazi încercând să revină în joc, să sperăm că nu o vor face. Dragoș Pătru este acolo. Băluță, iată cât este de mic, a reușit să lovească cu capul această minge. Presiune a celor de la Brazi, Irimescu îi pasează lui numărul 10, Minciună. Să vedem ce va ieși aici Băluță, iată cât este de insistent, reușește să respingă și această minge. Este bătăios acest Sandu Băluță. Răzvan Dobre,
le plac aceste incursiuni pentru că atacanții noștri sunt rapizi, sunt rapizi și le creează evident probleme celor de la Brazi. Ionuț Neagu a respins acolo din fața lui Bobby Verdeș. E clar, avem un atac sudat și un atac care confirmă. Asta e echipă bună, Rodriza, ce care astăzi câștigă în jocul, confirmă că merită să fie mai sus. Parcă ar fi și păcat să promoveze Chimia Brașov. Da, e greu. E greu. Acum totul depinde de acea interdicție. Un faul de cartonaș galben văzut foarte bine de arbitrul acestei partide, minutul 5 al reprizei secunde. Numărul 9, Cătălin Vlad. Minutul 50, cartonaș galben, Cătălin Vlad. Președintele Căciunescu spune că cel puțin galben se intră în această fază. Eu cred că e suficient acest avertisment. Da. Arbitru, iată o lovitură de cabră, spinge de acolo portarul Sava, a trimis foarte bine cu capul Ionuț Radu. Georgian Honciu va trimite de la colțul terenului, încă o ocazie bună. E clar, Chindia, echipa care domină această partidă și la nivelul fazelor de poartă, două bune ocazii ale Chindiei de a se desprinde în această partidă. Deocamdată meci ușor pentru formația târgovișteană, respinge Bogdan Sava. Băluță încearcă să treacă de Munteanu. Băluță trimite doar până la Neagu. Din nou soare abundant aici la Brazi, din toate punctele de vedere. O victorie astăzi n-ar asigura câștigarea seriei și o spune, Chindia merită să câștige acest meci, dar și seria C3. Cătălin Vlad, o pasă spre Marius Vișan, foarte bine este Dorian Perianu, foarte bine este acolo Dorian Perianu. Dancia spre Răzvan Dobre, tușă pentru Chimia Brazi, așa a văzut arbitrul Florin Ghinboșan. Ciobanu, când a intratul Arnăutu, respinge încă o dată Sorin Rădoi. Ușoară presiunea celor de la Brazi. Galeria Chindia a revenit de partea cealaltă a terenului, au găsit spectatorii, suporterii practic ai Chindiei o gaură în gard. Nu se poate, deci nu se poate ca acest suporter să fie ținut la pulsul stadionului. Un șut deviat acolo și este lovitură de colț deviată Sorin Rădoi. Nu se poate ca acești suporteri frumoși să nu poată pătrunde pe teren. Este o greșeală de organizare de la clubul nostru. Noi nu putem să le zicem nimic gazdelor pentru că n-au nicio vină, v-am spus. Există un protocol și la jandarmerie ca să-i preia cum intră în județ și să-i ducă până la ieșirea din județ. Lovitură de colț acum a gazdelor, respinge încă o dată Dorian Perianu, foarte bine din fața lui Ciobanu. Rămân sus gazdele, tușă. Perianu merită toate felicitările noastre. A salvat puncte grele Dorian Perianu pentru Chindia Târgoviște în acest campionat. Puncte grele salvate de Dorian Perianu. Ai un portar bun care e peste media și eu și Rădui. Doi jucători peste media diviziei C. După părerea mea e greu să-i mai ții din Varaș. Indiferent dacă se promovează. E indiferent, cred că acest Rădui, nu știu, mie îmi place foarte mult, pentru de luptător, știe și jocul lui, jucător de divizia și e greu să ții la nivelul ăsta, nu știu cum a ajuns aici, de ce n-a avut echipă, dar e jucător bun. O nouă schimbare la gazde, iese numărul 17, Cosmin Munteanu, evoluție foarte slabă, intră Valentin Lazar. Minutul 54. În locul jucătorului Cosmin Munteanu, cel care a purtat numărul 17, Vlad, a intrat Valentin Lazar, jucătorul la 3 numărul 13. Schimbări în primele 55 de minute. E clar că nu merge ceva în locul celor la Chimia Brașov. Să sperăm că nu va merge și în continuare, pentru că, iată, Chindia se
apropie convingător de câștigarea acestui meci a seriei C3. Răzvan Vlad, încearcă, să sperăm că nu va reuși. Nu, dar vedeți că nu prea au ocazii de gol, ocaziile a fost tot de partea Chindiei. Și cred că, mai înglobă mai serios, cred că a avut ocazie de pentru un tur sau un retur de campionat astăzi. Asta spune mult, înseamnă că echipa joacă bine. Probabil cea mai ușoară deplasare pentru Chindia până în acest moment, în returul de campionat. Da, să sperăm că va rămâne așa. Totuși surprinzător cum această echipă din Braz a ajuns să conducă această serie. Da, probabil că e jucat și mai bine, cu toate că am peste treile meci care reușe, toate trei au jucat slab. Deci nu are față de echipă de divizia B și până la urmă e stadion, greușire. Stadionul e coche, dar e mic. Dacă aici nu are loc, nu mai la divizia C, vă dați seama dacă ar fi în divizia B. Iată acum pe cei de la Brazi, încearcă să facă periculoși, dar foarte bine acolo Dragoș Pătrecu, apărarea noastră este bine. Nu se precipită, este destul de solidă și de serioasă. Minutele trec în favoarea noastră, în continuare 1-0, dar putea fi și mai bine. 56 este minutul aici pe stadionul Chimia din Brazi, 1-0 pentru formația antrenată de Costel Lăpană după reușita lui Bobby Ferdeș. Și până acum fără emoții pentru Chimia Târgoviște. 2. Băluță, foarte mulți spectatori din Târgoviște, tribuna este împărțită, sunt mulți veniți de la Târgoviște, chiar dacă nu au fost toți lăsați să intre. Clar, la Târgoviște, interesul pentru fotbal nu se compară mult mai mare decât aici, în această comună, Prahoveană, o comună cu 8500 de locuitori. Le vedem și pe Florin Bercea, asistă la acest meci destul de îngrijorat. Radu, Cristi Cherchez, încă o atacă bună al nostru, ce pasă luminoasă a avut Cherchez spre Radu, centrare, respinge de acolo Neagu. Un real câștig acest Cristi Cherchez pentru Chindia. A fost un transfer reușit și a ajutat mult, jucătorul a ajutat mult echipa și se vede venirea lui, că un jucător tehnic, un jucător de creaț, un jucător care scrie foarte des. Iată pe cei de la Braz că reușesc să oprească acest atac al târgoviștenilor. Minciună, Irimescu, Lazar trece de Băluță, centrează încă o dată, respinge Sorin Rădoi, încă o dată respinge Sorin Rădoi. Iată rezervele celor de la Braz, parcă mai active decât titularii înlocuiți. Din nou Valentin Lazar, centrare, încă o dată respinge Carnariu și de acolo Dragoș și Potru, foarte bun fundaș și central târgovișten. Foarte bun, a jucat aproape ireproșabil Sorin Rădoi și cu Adrian Carnariu. Respinge de acolo Mihai Dino. A fost faultat într-adevăr Cristi Cherchez, una peste alta, un arbitraj bun al lui Florin Ghimbășan. Un arbitraj bun, corect. Da, avantajul nici aici. Un mic greșeu, dar care sunt inerente la un joc de fotbal. Dar n-a înclinat balanța spre nicio echipă și asta este bine pentru noi. Dobre. Dancia. Respinge de acolo Neagu. E clar că ne convine acest joc, minutul 58, 0 la 1, Chimia Braz, Chindia Târgoviște, gol marcat de Bobby Verdeșin, minutul 4, foarte bine, respinge de acolo numărul 21, Sorin Ciobanu, ne caută aceste mingi, caută camerele noastre, caută acest sector unde ne-am instalat. Ciobanu. Spre Dancia. Dancia trimită în afara terenului de joc. E clar, Dancia nu este în apele lui. Sau poate nu. Aceasta este valoarea lui la momentul actual.
Lazar. Băluță. O evoluție bună a lui Alexandru Băluță până în acest moment. Da. Și pentru ochii lui n-a ieșit prea mult în evidență, dar... Dobre offside aici la Bobby Verde și îl vedem pe Băluță folosind data aceasta ceva mai în centru. Iată, schimbă din mers așezarea tactică antrenorul Costel Pană. L-am văzut și pe fratele său, pe Marian Pană, prezent la această partidă. L-am văzut și pe Tavi Grigore, dar și pe Daniel Timofte. Iată, lume bună și fotbaliști, cu adevărat fotbaliști și chiar antrenori la această partidă. Răzvan Dobre. Poncio. Rădoi. Carnariu. Dancia. Pe Cristi Cherchez. Încă o minge la bătaie trimisă de Cristi Dancia. Se întâmplă ceva cu Cristi Dancia? Aproape s-o zi mai slabă astăzi. Dar e bine că sunt foarte puțini jucători care au avut evoluție mai șteasă și asta e foarte bine. Nu se vede. Dacă mai mulți jucători prinde o formă slabă, atunci se observă. 1-2 nu se observă într-un meci. 16 minute trecute din această parte a doua, 1-0 în continuare avantaj pentru Chindia Târgoviște. Șutul lui Ionuț Radu prins fără probleme de Bogdan Sava. Același scenariu din prima repriză, cu o dominare sterilă a gazdelor, dar cu marile ocazii ale celor de la Chindia. Dancia. Cristi Dancia spre Cristi Cherchez. Cherchez la Bobby Verde, deci nu este offside. Bobby la Cherchez. Butufei spre nou intratul Arnăutu obține un corner, ba nu, este out de poartă, nu s-a lăsat păcălit acolo Adrian Carnariu. 62 minutul acestei partide, 1-0 pentru Chindia. Suporterii formației noastre, iată, e ca pe vremuri pe garduri prin plute. Neagu. Butufei. Ciobanu. Dino. Ciobanu. Dino. Acoperă bine spațiile cei de la Chindia Târgoviște. Carnariu nu trebuie să greșească aici. Respinge în afara terenului de joc. Este corner pentru Chimia Braz. Le plac vizitatorilor aceste faze fixe. Schimbare și la Chindia Târgoviște. Îl văd acolo pe Ionuț Șerban. Sper că nu sunt păcălit de soare. Ba da, Ionuț Șerban va intra. Să vedem dacă va permite arbitrul această schimbare înaintea executării lovitului de colț. Nu o face. Mare de așteptat puțin Ionuț Șerban. Corner pentru gazde. Respinge încă o dată. Cine credeți? Sorin Lădoi, il lidero. Mahimo. Încă un cartonaș galben văzut de numărul 13, Valentin Lazar. Minutul 64, cartonaș galben, Valentin Lazar. Haideți să vedem cine va ieși. O face, este Alexandru Băluță. Băluță înlocuit, iată, minuta 64 cu Șerban. Ce vrea sau care este intenția lui Costel Pană prin această schimbare? Este un jucător care mi s-a părut puțin mai emotiv. Este un jucător născut 93.
Același minut, schimbare la echipa drăgovișteană. Este Alexandru Băluță, fotbalistul cu numărul 6, și intră Ionut Șerban, fotbalistul cu numărul 9. Schimbare bună, după părerea mea, pentru că s-a văzut că începe să puțin să scadă ritmul de joc și acum chiar că mai avem doar pe Dancea care mai scapă, dar rest toată lumea își tot bine azi. Chindia Trigoviște, iată, continuă să gestioneze corect acest avantaj. Da, v-am spus, dacă vreți să-mi dați primul sfert de oră și am trecut cu brio, chiar mai am avut două ocazii. Acum, după părerea mea, jocul nu poate să curgă decât într-o singură direcție. E victoria Chindiei, după părerea mea. Brazii n-au arătat nimic și nu-i văd în stare să revin. Corner pentru vizitatorii. Răzvan Dobre va trimite de acolo. Dobre a reușit și golul din partida cu Viitorul Domnești. Un meci mult mai greu, mult mai greu pentru Chindia Târgoviște decât acesta de la Brazii, v-am spus până în acest moment. Chindia o echipă bine pregătită fizic, care a pierdut un singur meci la Clinceni. Respinge Bogdan Sava din fața lui Bobby Verde și acuză o accidentare Mihai Dinu. Ponciu, Cherchez, Cristi Cherchez a scăpat această minge în afara terenului, dar cred că a fost tras de tricou. I-a luat banii din buzunar, spune și președintele Ion Crăciunescu. No, arbitrajul nu a influențat rezultatul și chiar ne-am temut de arbitraj, dar să știți că nu am avut motive. Până acum nu au fost avantajată, să spunem noi, vizibil gazdele. Respinge de acolo Neagu, șutul lui Honciu din volei peste poarta lui Bogdan Sava. Chindia Târgoviște rămâne echipa mai bună. Sigur că da, iar despre arbitru n-are nicio dreptate, domnul președinte, pentru că arbitrat impecabil bună. Mai rar la un derby așa de locul care pe care, locul 1 cu locul 2 la egalitate de puncte, să ai un arbitraj corect în deplasare. 1-0 în continuare pentru Chindia Târgoviște aici la Brazi. Un avantaj mic, am spune noi, raportând la realitatea din teren. Da, puteam să, sub aspectul jocului, putea să fie chiar o diferență mai mare. Dar asta nu contează, contează că avem 1-0 și că arbitru în continuare arbitrează corect. În continuare Chindia Brazi nu are forță să ajungă la poartă. Până la urmă v-am spus, nicio remiză nu este aici, dar ar fi păcat să nu câștigăm. O remiză mai stai cu emoții. Nu știi ce se întâmplă. Dar la victorie... Iată un cartonaș roșu la Georgian, galben și roșu la Georgian Ponciu. Din păcate va trebui să jucăm în inferioritate numerică. Minutul 67, Georgian Honciu a văzut al doilea cartonaș galben după minutul ce 67, a mai fost sancționat odată în minutul 38. Honciu, ce spune, să impunea un cartonaș galben aici? S-a dus puțin neglijent, putea să-i dea. Astea sunt fazele, cum am spus, la alegerea arbitrului. Poate că l-am udat prea mult pe arbitru Ghimbășan. Ales să-i dea. Era o fază la mijlocul terenului, s-a dus imprudent copilul. Putea să tatoneze, putea să nu atace decisiv. Lipsă de experiență. Știi, așa e, și lipsă de experiență și la el. Credeți că această eliminare va schimba raportul de forțe? Sunt nicio formă. Brazii nu are putere nici cu unul în plus, cred că n-are forță să ajungă. Probabil a costă și am avut Costel până să-și am sub să retragă un gol mai în spate și nu o să avem poate aceeași putere pe atac, dar faza de apărare o să facem în continuare bine și cred că nu o să ajungă la poartă. Iată-i nervoși pe cei de pe banca tehnică de la Chindia. Încă un cartonaș galben, Dragoș Pătru. Multe tensiuni în acest moment, în minutul 69. Cartonaș galben și pentru fundașul Dragoș Pătru. Nu e bine că suntem nervoși și nu ne trebuie cartonaș. Trebuie să fim calmi, nu avem de ce să fim nervoși, pentru că noi conducem cu 1-0, noi conducem și jocul, nu mai rezultatul. Deci... Ai luat-o la cu
bună, Timășane! Trebuie să fim calmi și să jucăm în continuare. Îl auziți pe președintele Crișinescu destul de nervos, e normal să fii nervos, ai luat-o la gură, Timbășane. Asta este până la urmă, important e că noi conducem, centrează minciună, respinge încă o dată Carnariu. Șut! Minutul 69 al acestei partide. Iată că ne-au contrazis gazdele și au marcat imediat. Meciul se complică. Din păcate așa, ne complică o minge respinsă în zona centrală, unde trebuia să fie Hurciu, ați văzut, poate n-a mai fost, a fost eliminat. Un șut în colțul lung. Cătălin Vlad, da, se pare că este marcator. Un șut frumos până la urmă. Numărul 9. Păcat, păcat, iată că am celat exact ce a spus, foarte mulți nervi și multă precipitare, nu aveam nevoie de acest gol primit. Pascul le-am dat o șansă, gazdelor să revină în joc și asta nu este bine. Nu erau nici așa 1-1, să sperăm totuși că va rămâne așa. Acum o să avem un meci greu. Jocul cu acest gol și cu eliminare s-a întors joc. Să facem eforturi mari de tot acolo disperate, să păstrăm măcar meci, nu? Care ne ajută în continuare. Se spune că la 2-1 pentru gazde am fi avantajați de rezultate directe în cazul în care se va termina la egalitate de puncte. Da, dar este greu. Este greu să Brazi după ce fi dacă ar câștiga asta să pierdă. Brazi va ieși și la Dornești, o deplasare grea. O rezolv. Păcat, mare păcat, iată de acest... Ceasa noastră este acum să jucăm eroic, facem faza de apărare foarte bine, să nu mai primim două. Încă... Măcar unul. Încă 20 de minute grele, am resimțit, iată șocul eliminării lui Honciu foarte repede, s-a neașteptat de repede, am avut meciul în mână, am avut meciul în mână. Și exact cum anticipam, vedeți că acum nu mai avem forță pe atac, a coborât în vârf. Radu văd că a coborât mai jos, pentru că i-a spus normal la 1-0 și la 10 oameni să coboare. Și nu mai avem forță în atac acum, așa cum vom fi nevoie să ne apărăm. Iată-l acum pe Ciobanu, Ciobanu trimite, nu a fost semnalizat offside, centrare, nu trebuie să greșească Rădoi și nu o face, bravo Rădoi, bravo capitane. Ne uităm tot mai des la cronometru, minutul 72 al acestei partide, 1-1, din păcate, Chimia Brăz, Chindia Târgoviște, după reușita din minutul 69 al lui Cătălin Vlad. Până atunci inexistent, Vlad, iată, a reușit într-adevăr o execuție frumoasă a lui Cătălin Vlad. Este fault acolo, este fault acolo. Execuție frumoasă a lui Cătălin Vlad. A vrut să șut bun în colțul lung, vorbim pe portarul în situația asta, e greu să lângă bară, în pala sa laterală. E greu de scos de acolo, mai ales că era și foarte mulți în careu, era și puțin mascat. N-ai ce să-i împuți. Sorin Rădoi e trimită lung către Bobby Verde și... Mi se pare mie s-a cam schimbat arbitrajul. Probabil că... La 1-1 se va schimba. Nu știu de ce cred eu, dar după ce a dat roșu și a apărut și golul, s-ar putea să schimbe, să încline balanța spre gazde. Dacă până acum credeam într-o victorie și părea că este securizată, deja începe să ne gândim și să ne bucurăm pentru o remiză. Da. Nu trebuie luptat eroic ca să scoatem. Avem o veste și de la Titu, pe cineva Târgoviște vă duce cu 1-0. Asta mai puțin contează în acest moment. Rămânem în grafic, suntem echipa cu cele mai mari șanse de câștigarea seriei și la acest rezultat. Să sperăm totuși că va rămâne așa. Iată-l acolo pe Vișan, pătrunde printre doi jucători. Vișan și-a prelungit mingea. Nu cred că vă mai prinde. Ba da, a făcut-o. Iese Perianu, respinge Carnariu. Iată, derută în apărarea noastră. Șut slab al numărului. Arbitru s-a cam întors, a fost total pe acolo. Trebuia să dea pe lovitură directă în favoarea Chindiei și n-a dat, a lăsat jocul să continue. S-a schimbat arbitrajul. L-am lăudat prea mult.
și l-am deocheat. Iată, și Arici aici nu se acordă faul. Ciobanu spre Mihai Dinu. Mihai Dinu trimite greșit către Arnăutul. Trebuie să-i scoatem din rit pe cei de la Brast. Trebuie să-i scoatem din rit. Trebuie să le oprim această poftă de gol, această avalanșă ofensivă din ultima perioadă. Minutele trec totuși încă un sfert de oră din timpul regulamentar de joc. 1-1 Chimia Brașchindia Târgoviște. Au egal la gaz în minutul 69 prin Cătălin Vlad, după reușita în minutul 4 lui Bobby Verde. Chindia a dominat jocul, Chindia a avut marile ocazii și Chindia putea câștiga în liniște aici la Brazi, dar s-a complicat odată cu eliminarea lui Georgian Honciu, eliminarea la limită, așa cum spune și Ionel Putaru. Putea fi dată, dar putea fi evitată. Foarte important acum este să le tăiem atacurile, să ținem mingea, dar nu știu dacă mai suntem în stare în 10 oameni, să nu-i mai lăsăm să vină peste noi, să ținem de minge cât putem, dar se pare că nu prea mai suntem în stare acum în 10 oameni. Iată, emoții tot mai mari aici la Brazi, unde numai un meci niște nu a fost, din toate punctele de vedere al organizării, al jocului. Și iată acum al spectacolului fotbalistic. I-am băgat în mână pe cei de la Brazi odată cu eliminarea lui Georgian Honciu. Să sperăm că apărarea noastră va rezista pe acest final de meci, pentru că ar fi păcat să pierdem aici. Adică rezistăm, că n-am nicio forță. Au prins, a fost o degajare nefericită în mijlocul terenului, o respingere de fapt, în care jucătorul de la Brazi a prins norocos un șut în colțul lung. Iată acum pe Ionuț Radu, încearcă să treacă foarte bine Radu. Șerban, Cristi Cherchez deschide spre Cristian Dancia, la Răzvan Dobre. Răzvan Dobre centrează bine, respinge de acolo Bogdan Sava și se consideră faul în atac. 77 este minutul aici la Brast, crește tensiunea, Chindia rezistă până la urmă, este 1-1. Un rezultat de egalitate poate la fel de mare cât o victorie. O remiză aici păstrează Chindia cu șanse foarte mari de câștigare a seriei. Iată-l acolo pe Lazar, Șerban va primi și el un cartonaș galben. Este iertat de Ghimbășan, cred că l-ar fi meritat. Da, putea să-i dea, pentru că a fost o ținere în jucători advers. Dar vedeți că nu ne emoționeam până acum, nu ne emoționeam nici cu 1-0, pentru că așa curgea jocul. Acum am unul ne emoționeam și cu meci, nu. Jocul se poate întoarce, da, e frumos fotbalul. Două minute de coșmar pentru Chindia, care în câteva minute se poate, fracțiuni de secundă chiar, jocul se poate schimba. Foarte bine acolo intervine Răzvan Dobre, se apără eroic echipa noastră. Vișan se întoarce cu fața către poartă, pierde, dar recuperează jucătorii de la Brazi. Minciună spre Irimescu la Lazar, centrează, respinge încă o dată Sorin Rădoi de acolo. Sorin Rădoi eroic, se lasă jocul să continue la această fază. Radu, păstrează mingea, Radu trimite spre Bobby Verde și recuperează Ciobanu trimite și este faultat. Răzvan Dobre a faultat acolo. Dobre nu are cartonaș galben, dar e clar, presiunea crește și avem tot mai mare emoții în a păstra acest rezultat. Este normal, vedeți că echipa a căzut puțin psihic, a căzut, era normal după eliminare, după primirea unui gol. De asta spun acum că și meci nu le bun pentru noi. Gazdele fiind și în superioritate numerică și venind și din spate cu gol, forțează acum. Sperăm să... și cred că va rezista, că avem pe Sorin Rădoi acolo, un jucător care mie îmi place foarte mult, un jucător de la nivelul divizia. Irimescu trimite înalt, singur acolo Lazar, singur a deviat.
Ne permiți de singur acolo la zona această fază. A fost un marcaj lejer. Noroc că a fost în noi și nu era greu de dat acolo din mediu. Ne uităm toți mai des la cronometru, minutul 79, cântă galeria Chindiei, vedeți de acolo, de pe WC-ul, de pe toaleta, pe grupurile sanitare de aici, de la Braz. Micuț așa e stadion pentru un meci așa de mare. Șerban păstrează balonul, Dragoș Pătru, tușă pentru Chindia Târgoviște. Respirăm pe acest final de meci, să vedem ce schimbări va mai face Costel Pană, destul de agitat și Costel Pană normal. Foarte mult contează acest rezultat și pentru Costel Pană, tot mai contestat chiar din interior de președintele Crăciunescu. Recuperează Bobby Verde și trimite defectuos, a vândut ușor Bobby Verde această minge, dar așa a încercat norocul. Ultimele 10 minute din timpul regulamentar, 1-1 în continuare, Chimia Brașov, Chindia Târgoviște, și avem prima șansă la câștigarea seriei. Irimescu, acolo a văzut un foul asupra lui Cătălin Vlad, arbitrul Florin Ghinboșan. Presiune a celor de la Brazi, încă o centrare, nu prinde acolo și asta ne bucură, jucătorul cu numărul 18, Mihai Dinu. Rezistăm. Da, s-au sincer, s-au tăiat, a avut acel forțin și a avut s-au tăiat. Trebuie să spunem că spectatorilor că ambele echipe mai au câte un joc mai greu, s-au gătit așa, Chindia acasă, cu Filipești. Da. Iar Brazil la Domnești, parcă, nu? Da. Deci... Iată o nouă acțiune ofensivă a vizitatorilor, încă o dată Sorin Rădoi. Acest Sorin Rădoi merită toate aprecierile noastre. Vorba aceea, merită o statuie făcută de Chindia Târgoviște. Sorin Rădoi, imperial în această partidă. Un adevărat lider, un adevărat capitan al formației târgoviștene. Din păcate, a pătruns acolo iarăși ușor Butufea, a respins Sorin Rădoi. Nici nu mai contenim cu superlativele, pentru că acesta este chiar un fotbalist adevărat, un fotbalist care are loc când oricând în prima ligă. Că s-a respins, nu mai spune un... Respinge Rădoi. Fotbalist de prima ligă. Da, da, eu, nu știu, cum a ajuns aici, nu-l cunosc, dar nu am mai păcat să joace la ce lipsă de fotbaliști este în țară și... Lazar centrează acolo spre Vișan, alunecă Vișan, nu mai spunem cine respinge, spunem doar Sorin Rădoi, într-adevăr ce lipsă de fotbalist sunt. E păcat că acest jucător se evoluează la Liga a treia, dar ne bucură că evoluează la noi, la Chindia Târgoviște. Ne uităm încă o dată la cronometru, minutul 82 al acestei partide, 1-1, Chimia Brașov cu Chindia Târgoviște. Minciună, Irimescu, până la Șerban, nu mai avem forță ofensivă, până la urmă nici nu mai contează, trebuie să rezistăm, trebuie să nu primim gol aici la Brazi. Ciobanu, foarte bine intervine Carnariu. Bobby Verde își pare că a pierdut benzina, greșește și Radu. Sorin Rădoi, atât spunem Sorin Rădoi și spunem respingere, trimite, iată capitanul nostru. Respinge odată. Bobby Verde și pare că a cam pierdut benzina. Nu prea mai poate Bobby Verde și văd că pregătește o schimbare Costel Pană. Verde și a alergat și mult, fiind obligat acum că e singur în față, e greu să reziste. Gheorghe Badea, îl vedem acolo că se pregătește, foarte probabil îl va înlocui pe Bobby Verde și rezistăm în continuare, Cătălin Vlad spre Lazar, foarte bună preluarea lui Lazar, nu trebuie să treacă de jucătorii noștri, iată-l pe Lazar trecând, șut peste poarta lui Dorian Perianu. Am avut emoții și la această fază, emoții mari, schimbare în garnitura târgovișteană, minutul 83. Ionuț Radu este cel înlocuit.
de Costin Mirescu. Deci Ionuț Radu, iată, în 83, îi lasă locul lui Costin Mirescu. Spectatorii îi încurajează, suporte încurajează pe echipa Chindia. Se poate spune jucătorul cu numărul 7, se poate spunem și noi, se poate obține un rezultat bun aici la Brazi. Iar Mirescu, remiza este un rezultat bun, un rezultat care ne asigură într-o bună măsură câștigarea seriei. Rămâne să câștigăm și la comisie, să ne câștigăm dreptul de promovare. Dar trebuie să mai rezistăm, 7 minute plus prelungiri. Obține un fault acolo Bobby Verdeș. Emoții mari, emoții mari și pentru noi, Chindia Târgoviște. Depinde în bună măsură de aceste ultime 10 minute, să spunem, cu tot cu prelungiri. Domnule Pitaru, iată, 1-1 după acel gol marcat de către Vlad, după aceea eliminat lui Conțe. Schimba jocul. Acum se vede care e experiență, Bobby Verdeș, și mai trage de timp, nu avem ce să facem. Nu mai avem putere în atac, trebuie să mai rezistăm 5 minute, 6 minute, 7, eu știu, cu prelungirile. Și victoria ca și un egal e ca și victoria. Așa este, nu prea e nimeni în față, Carnariu trimite către nimeni la trecerea după timpului. După eliminare ne așteptam la așa ceva. Nu o să mai avem putere să ținem mingea, să mai punem probleme adversarile și vin peste noi acum. Noroc că nu am nici luciditate necesară. Așa este, chiar că nu am luciditate, dar acolo Cristi Dancea se complică puțin. Rămânem în posesie, Bobby Verdeș, hai Bobiță. Verdeș. Mirescu trebuie să scoată ceva la această fază, nu face. Butufei, minciună, Irimescu. Greșește și Lazar, chiar cu noua luciditate. Timpul trece în favoarea echipei noastre, timpul trece pentru noi. Ne uităm iarăși la ceas, minutul 87, 1-1. Chindia rezistă aici la Chimia Brazi. Un egal, cât o victorie, un egal, cât o promovare până acum aici la Brazi. Nu trebuie să cedăm în acest final de meci. Vin de ușor minge acolo Dragoș Pătru. Continuă incursiunea lui Minciună. Centrala lui Cătălin Vlad spre Vișan. Vișan îl împinge, se pare, acolo pe Sorin Rătoi și avem posesia. Am scăpat de o nouă fază grea. Timpul trece în favoarea noastră. Chindia se apropie de o remiză prețioasă, de o remiză a promovării aici la Brazi. Dar v-am spus, mai sunt totuși meciuri de jucat. Să sperăm că echipa noastră nu se va încurca în ultimele etape. Bobby Verdeș se pare că a faultat, sau cel puțin așa a văzut arbitrul Ghimbășan. Hm. 88 minute aici la Brazi, 1-1 în continuare, Chimia cu Chindia Târgoviște. Irimescu, Neagu, Ciobanu spre Vișan, deviază acolo, Vișan reușește să respingă Cristi Cherchez. Avem posesie, Mirescu, Răzvan Dobre, combinația jucătorilor noștri. Costin Mirescu rămâne în posesie doar pentru moment, respinge sau recuperează acolo jucătorii de la Brazi. Important este că cei de la Brazi nu se mai apropie periculos de poarta lui Perianu. Ciobanu, minciună. Irimescu, Lazar din nou la Irimescu. Să vedem ce se fluieră. Fault, trebuie să ne ferim de aceste faze fixe. Gratuit acest fault. O nouă schimbare la Chindia Târgoviște. Iese Cristi Cherchez
în minutul 89 al acestei partide. Tot din fază fixă am primit gol. Da, dar a fost pe respingere. Exact acolo unde vrea să fie Hunciu, vedeți cu un jucător care n-a fost la locul lui, s-a și cunoscut imediat, am luat gol. De pulsele alea, zici, nu știu. Dar s-au tăiat și gazele, echipa din Brazi, nici ei nu mai pot, bucate în benzina și ei și... O ultimă schimbare la Chindia Târgoviște, este minutul 90. Intră Marius Avram în locul vascosului Cristian Cherchez. Minciună, trimite înalt. Am reușit să scăpăm de această fază. Am avut emoții mari aici. Corner, când am intrat în ultimul minut al timpului regulamentar de joc, 1-1. Hai băieți, hai să rezistăm și acestei faze. Nu mai este mult și scăpăm de un meci infernal pe finalul lui aici la Brazi. Centrare, respinge de acolo Răzvan Dobre. De data aceasta o face și Ionuț Șerban. Rămân în posesie jucătorii echipei gazdă. Carnariu și el eroic respinge de acolo. Irimescu tușă pentru Chimia Brazi. Minute de foc, minute dramatice aici pe stadionul Chimia din Brazi. Vișan deviază către nimeni. Ba da, prinde, se pare acolo. A alergat bine și a încercat să revină cu mingea în teren numărul 6, Vladimir Butufei. Spectatorii, iată, încep să părăsească terenul. Am intrat deja în prelungirea acestei partide 1-1. Un 1-1 foarte important și prețios pentru echipa noastră. Da, nu se mai poate întâmpla nimic, pentru că gazdele nu mai pot. Cred că se mulțumesc și ele. Tu vezi, nu-l contestul jocului. Se mulțumite și ele cu acest rezultat. Acum era... Așteptând ultimele etape greșeală. Nu cred că va mai greși Chimia Târgoviște în aceste ultime patru etape. Pregătește o nouă schimbare Costel Pană. Spectatorii părăsesc nemulțumiți, suportă echipei gazdă. Tribunele este și normal. Bine că suntem noi bucuroși. Ciobanu, Bobi Verde și primite către nimeni, ne uităm iarăși la ceas, un minut și jumătate trecut din prelungirea acestei partide, în continuare egalitate aici între Chimia și Chindia Târgoviște, probabil ultimul atac al gazdelor, ar fi păcat să primim gol acolo, prelungește Vișan, nu prea foarte bine că nu prea a dat aceasta Cătălin Vlad, Lazar, trece, iată-l pe Lazar, Doamne ce face Lazar! Haide, respinge de acolo și reușește să respingă Costin Mirescu. Periculos acest Lazar. Tot el încearcă să trimită mingea, care e periculos acel jucător de bandă stângă. Ultima schimbare și la Chindia Târgoviște. Să vedem cine va ieși. Foarte periculos acel Spiriduș pe partea asta. Da, am scăpat dintr-o fază grea de tot. Mă rog că nici ei n-au adus la careu acolo prea mult, nici ei nu mai pot. Și scăpând de această fază, am scăpat și de acela. Bobi Verde și părăsește și el terenul. Până să le pune mingea, până face schimbarea. Sper să fluiere sfârșit. Ultimele secvențe. A intrat Bușică. A pus o accidentare Ciobanu. Nici măcar nu e pe foaia de joc acest Bușică. Credem că el este. Sincer vă spun că nu cunosc nicio foarte bine. Cartonaș galben văzut de Cristi Dancea în minutul 94. Ne apropiem, un rezultat mare aici pe stadionul Chimia din Brazi. 1-1 în continuare Chimia Brazi cu Chindia Târgoviște. Degajează acolo Răzvan Dobre.
Ultima fază, ultima fază a acestei partide și este egalitate, și este egalitate, scor final, Chimia Brașov, Chimia Târgoviște, 1-1, domnul Pitaru, până la urmă o remiză mai mult decât meritată a echipei noastre. Da, putem să și câștigăm, dar până la urmă ne-am mulțumit și cu Mainul, 1-1 este ca și o victorie, deci Chimia nu mai are decât să meargă să câștige toate celelalte jocuri, acum care este la îndemână și să termine pe locul întâi și apoi vom mai vedea. Așadar, 1-1, Chimia Brașov, Chimia Târgoviște, goluri marcate de Bobby Verde și minutul 4, respectiv Cătălin Vlad, minutul 69, Chimia Târgoviște are prima opțiune la câștigarea seriei, e o remiză foarte importantă, bravo băieții, felicitări, ne bucurăm sincer că nu am vrut aici la Brazii și avem speranțe că ne vom câștiga dreptul de promovare și la comisii, pentru că, una peste alta, Chimia Târgoviște este echipa mai bună decât în această serie decât Chimia Brașov. Sunt Costi Mihai și alături de Ionel Pitaru, am avut plăcerea și bucuria de a transmite pentru TV Press acest meci foarte frumos și de care ne vom aminti până la urmă cu plăcere. O seară bună!